Salutări, dragi pasionați de istorie pe YouTube! Eu sunt Matei și scopul meu este să vă arăt și vouă cât de șocantă și în același timp captivantă este istoria domnitorilor Moldovei. Astăzi vorbim despre Iliaș și Ștefan al II-lea. Să-i dăm bătaie! Din episodul 3 știm că după moartea lui Alexandru cel Bun va începe o perioadă de haos pentru tronul Moldovei. Atât fiii lui legitimi cât și cei ilegitimi se vor lupta pentru putere, vor complota unul împotriva celuilalt, se vor trăda unul pe celălalt și vor ajunge chiar să se omoare între ei. Urmează o perioadă cu un lung șir de conflicte și lupte interne Moldova, comparabilă ca dramatism cu războiul celor două roze din Anglia. Dar să dăm un pic timpul înapoi, până în anul 1409, când se naște Iliaș, fiul preferat al lui Alexandru cel Bun din căsnicia cu doamna Ana. Numele lui era de fapt Ilia, dar pentru că tatăl său îl iubea foarte mult, îl alinta Iliaș, apelativ cu care va rămâne cunoscut în istorie. La vârsta de numai 5 ani, Iliaș este asociat la domnie de către tatăl său, având astfel timp suficient să-și facă ucenicia ca viitor domnitor. La vârsta de 11 ani se împrietenește cu prințesa Sofia din Polonia, cu care va lega o prietenie de lungă durată. Aceasta avea să devină la vârsta de numai 17 ani soția regelui Vladislav al II-lea de Jagiello și, evident, regina Poloniei. La momentul nunții, Vladislav avea 70 de ani, deci o diferență de doar 53 de ani între ei. Nimic ciudat aici. În fine, de ce e importantă prietenia lui Iliaș cu Sofia? Pentru că în anul 1425, la vârsta de numai 16 ani, acesta se căsătorește cu Maria, sora Sofiei, și devine astfel cumnatul regelui Poloniei. În toată istoria Moldovei, nu a existat o căsătorie mai prestigioasă decât aceasta, iar acest lucru avea să-l ajute foarte mult pe Iliaș în viitorul foarte apropiat. În 1427 îi se naște un băiat, Roman al II-lea, iar în 1432, imediat după moartea lui Alexandru cel Bun, devine domnitor la vârsta de doar 22 de ani și jumătate. Și de aici începe nebunia. Primul lucru pe care îl face în calitate de domnitor este să emită mai multe documente prin care stabilește clar linia succesiunii. Primul pe listă îl pune pe fiul său Roman, următorul era fratele său vitreg Ștefan și în cele din urmă Petru, un alt frate vitreg. Practic, ce voia să facă Iliaș? Știind că tatăl său și-a lăsat semințe peste tot și că vor fi mulți pretendenți la tron, a vrut să se asigure că nimeni nu-i va contesta dreptul lui Roman, fiul său. Doar că a omis să ia în considerare că prin aceste documente va crea o stare de animozitate în rândul celorlalți moștenitori și s-ar putea lăsa cu niște conflicte. Și, ce să vezi, chiar așa a și fost. Cel care reacționează cel mai tare este Ștefan al II-lea, fiul ilegitim al lui Alexandru cel Bun, făcut cu doamna Stanca sau Stana după unele surse. Împins de la spate și de mama lui, care voia ca fiul său să ajungă conducător, Ștefan contestă lista succesiunii. Iliaș, ca un frate bun și răbdător, orice era, răspunde provocării și încearcă să-l omoare pe Ștefan. Nu reușește, așa că se hotărăște să o nece pe doamna Stanca, mama lui Ștefan, cea care l-a învrăjbit pe fiul său împotriva lui. Ștefan reușește să scape de Iliaș și fuge în țara românească la curtea domnitorului Alexandru Aldea. Acolo reușește să obțină sprijinul militar al lui Aldea și pornește spre Moldova cu gândul numai la răzbunare. În 1433, Ștefan al II-lea, ajutat de o armată de munteni și de turci, îl înfruntă pe Iliaș în localitatea Loloni și învinge. Urcă pe tron, iar Iliaș se vede nevoit să fugă în Polonia pentru a cere ajutor de la cumnatul său, regele. Doar că Ștefan era băiat inteligent și a anticipat ce voia să facă Iliaș, acționând ca atare. Trimite lui Vladislav daruri multe și promite acestuia că va returna Pocuția, aflată în administrare moldovenească încă de pe vremea când Petru al II-lea o amaneta în schimbul unui împrumut. Încântat de idee, regele polonez acceptă propunerea și îi recunoaște domnia, cu mențiunea că acesta trebuia să-i jure și credință. Ștefan al II-lea devine astfel primul conducător al Moldovei, care era bastard. Cât despre Iliaș, Vladislav decide să-l țină prizonier în cetatea Sieradz. Urât mod de a strata rudele de altfel. Dar Iliaș nu se lasă ușor și reușește să evadeze, apoi să strângă o armată și să meargă în Moldova pentru a-și recupera tronul. Cei doi se înfruntă iar, de data asta la Dărmănești, lângă Suceava. Și Iliaș pierde din nou. Se întoarce înapoi în Polonia cu coada între picioare și este iarăși întemnițat la Sieradz. Ca să se asigure că nu se va mai repeta povestea, Ștefan îi cere lui Vladislav un set de porunci prin care să-i interzică lui Iliaș să-l mai atace și le primește. Ca să-și confirme și mai mult loialitatea în ochii regelui polonez, Ștefan îi învinge pe tătari și cucerește cetatea Braclav în numele Poloniei. Însă acțiunea a fost un pic în zadar pentru că Vladislav al II-lea moare în 1435 și este
înlocuit de fiul acestuia, Vladislav al III-lea. Pentru că avea doar 11 ani în momentul încoronării, Vladislav cel Mic avea să fie tutelat de mama lui, adică regina Sofia. Și știm cu toții cine era prieten din copilărie cu Sofia. Exact. Iliaș profită de situație și cu ajutor din partea reginei reușește să evadeze din nou de la Sieradz, care în acest punct poate fi considerată una dintre cele mai proaste închisori. Strânge o nouă armată și merge să-l confrunte pe Ștefan pentru a treia oară. Și știți cum se spune, nu? A treia e cu noroc. Și așa a și fost pentru Iliaș, care îl învinge în sfârșit pe Ștefan și își recuperează tronul. În urma bătăliei care s-a desfășurat la Podraga, lângă Dorohoi, Ștefan ia decizia să nu mai fugă de data asta din țară, ci să rămână și să negocieze cu Iliaș o formulă de guvernare convenabilă pentru amândoi. După lungi discuții, se ajunge la un consens. Iliaș va fi singurul domnitor, iar Ștefan se va supune lui și va renunța la orice pretenție domnească, în schimbul administrării chiliei, vasluiului, bârladului și a tecuciului, adică parte din țara de jos. Pactul urma să se semneze în fața boierilor moldoveni și a delegației poloneze sub pecetea jurământului religios și a blestemului tradițional. Practic, dacă erau implicate și blestemele, treaba era destul de serioasă. Faptul că la nici 7 luni, adică în 1436, Ștefan îl atacă din nou pe Iliaș, ne demonstrează că pe Ștefan îl durea în fund de blestemul tradițional. La Piperești, lângă Iași, cei doi se confruntă iarăși și câștigător iese Ștefan. Acum era rândul lui să negocieze o formulă de guvernare, doar că de data asta se implică și Vladislav cel Mic în discuție, care voia să îi împace pe cei doi. Rezultă o asociere în domnie între Ștefan și Iliaș. Ștefan preia țara de jos cu Cetatea Albă, iar Iliaș țara de sus cu Suceava. Fair enough. Fiecare va avea coroana lui și drept de plin la judecată, iar chipurile celor doi vor apărea pe moneda bătută în Moldova. Pe o față chipul unuia și pe alta chipul celuilalt. Această comuniune va dura timp de 6 ani și va oferi o aparentă stare de pace în țară. Spun aparentă pentru că Iliaș nu se va împăca niciodată cu ideea și îl va călca pe coadă pe Ștefan cu fiecare ocazie. Începe prin a merge primul la regele Poloniei să-i jure credință, încercând să demonstreze prin acest gest că este mai loial. Apoi cere și primește de la Vladislav cel Mic Pocuția, ca loc de refugiu pentru el și familia lui, în condițiile în care Ștefan dăruise deja provincia lui Vladislav cel Bătrân. Dar picătura care avea să umple paharul a fost când Iliaș îl asociază la domnie pe fiul său Roman al II-lea, pentru a-i asigura acestuia legitimitatea la tron. Până aici fusese pentru Ștefan, care ia decizia în anul 1442 să-l înlăture cu forța pe Iliaș de pe tronul Moldovei. Domnitorul decăzut se refugiază din nou în Polonia, iar Ștefan rămâne să domnească singur. Dar nu pentru mult timp, pentru că în peisaj apare un alt pretendent la tron. Nu părăsim încă incinta pentru că mai am câteva curiozități pentru voi. 1. Vladislav al II-lea moare destul de ciudat. Acesta se deplasa către orașul Haliș din Pocuția pentru a-l întâlni pe Ștefan al II-lea, care se pregătea să-i jure credință și să-i înapoieze provincia pe care o pierduse la un împrumut. Doar că pe drum se întâmplă ceva și când ajunge în Haliș, se așează la masă cu solii domnitorului moldovean și apoi paralizează brusc și moare. Istoricii nu au găsit încă o explicație pentru moartea ciudată a acestuia. 2. Atunci când Ștefan este învins de Iliaș și obligat să-l accepte pe acesta ca unicul domnitor, ar fi putut să se folosească de poruncile emise de bătrânul Vladislav. Acestea îi interziceau în mod explicit lui Iliaș să-l mai atace pe Ștefan, iar în caz contrar ar fi fost întemnițat și executat. În mod inexplicabil, Ștefan declară că le-a pierdut și semnează pactul acceptând condițiile lui Iliaș. Și cam atât și despre episodul de astăzi. Vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți și că ne susțineți cu un like și subscribe. Și vă așteptăm aici pentru un nou episod despre istoria domnitorilor moldoveni peste 2 săptămâni, tot marți. Până atunci, toate cele bune și v-am țucat!